Bianca, îmi pare bine să te cunosc, am auzit foarte multe lucruri frumoase despre tine și abia așteptam să te și văd live. Primul nu cheamă Nicol. Uneori merită să străbați o jumătate de țară până la Sighet ca să cunoști un astfel de copil. La cei 13 ani ai săi, e un model pentru mulți oameni mari. O combinație de fragilitate și forță cum rar îți e dat să vezi. Așa e Nicol, fata care a adunat mai multe operații decât ani de viață. S-a născut cu multiple tumori la ambele picioare și doar după 15 intervenții reușește să meargă așa cum o vedeți. Pentru ea, fiecare drum până la școală și înapoi acasă e ca și cum ar urca un vârf de munte. În ziua în care am întâlnit-o, mașina mamei era stricată. În momentul în care nu am cu ce să mă deplasez, o luam în brațe, luam geanta în spate, umbrela când ploua și așa o duceam acasă. Deci era un chin și pentru mine și pentru ea. Un chin necesar, care pe ele le-a unit și mai tare printr-un cordon invizibil. Privind în urmă, mama nu se plânge însă că ar fi fost ceva greu. Poate că a avut febră musculară la mâini, dar asta a făcut-o mai puternică. Poate că i-au apărut mai multe riduri și cearcăne, dar i-au crescut și aripi de mândrie, că ea e mama lui Nicol. De multe ori ne încurajăm una pe alta. Deci dacă eu simt că nu mai pot, câteodată simt, ea lasă mamică să fie bine. Eu aș putea să mă definesc în trei cuvinte: luptătoare, plină de vise și de speranțe. Optimismul ei este molipsitor. Pentru Nicol, viața a fost un lung șir de căderi, la propriu, dar ea a ținut minte doar momentele în care s-a ridicat. Își forțează piciorul să arate, să vadă copiii de lângă ea că și ea merge bine sau și ea poate să alerge. Copila nu și-a cunoscut niciodată tatăl. Familie înseamnă doar ea și mama, două inimi care bat permanent în același ritm. Mami e un idol pentru mine, pentru că am învățat de la ea să fiu luptătoare, să fiu ca ea. Adică ea în orice moment s-ar afla, ea sândește. Nu aș dau la schimb pentru absolut nimic. În urmă cu 10 ani, copila a fost diagnosticată și cu o boală gravă la rinichi, iar în timpul operației medicii i-au secționat doi nervi, o greșeală care i-a complicat și mai tare viața. Nu va putea face niciodată transplant. În schimb, e foarte important să mai facă o operație la picior, dacă mama va reuși din venitul ei de numai 2000 de lei pe lună să strângă 10.000 de euro. Dacă ar putea fi pentru o zi Moș Crăciun, asta i-ar aduce copilei. Dar dacă Nicol l-ar avea în fața ei pe Moș Crăciun, ar mai adăuga niște dorințe. Mi-aș dori un urs mare de pluș cât mine ca să pot să stau cu el. Ar fi foarte frumos să merg la târgul de Crăciun din Sibiu, pentru că am văzut și la televizor și îmi place foarte mult. De exemplu, cum am banchetul, chiar îmi doresc o rochiță pentru banchet. Și dacă ar face rost de undeva de praf magic, ar vrea să-i se întâmple o întâlnire mult visată. Mi-ai zis că-ți place de șef Scărlătescu. Da. Ce îi spune tu lui șef Scărlătescu dacă l-ai vedea? Păi că îmi place foarte mult cum gătește și că chiar aș vrea să învăț un preparat de la el. De la tot ce în jurul ei a învățat câte ceva, să strângă din dinți, să-și depășească limitele, să creadă în forța ei și să îndrăznească să viseze la orice. Chiar mă bucur într-un fel sau altul că sunt așa, dar într-un fel nu, dar așa am învățat o lecție. Că nu ar trebui să-mi bat joc de persoane care poate ele suferă. Și așa am învățat și eu și m-a făcut un om mai bun. Nicol e o lecție pentru noi toți. Atât de calmă și atât de, în aparență, fără probleme, spui că ai devenit un om mai bun. Eu îți spun că tu ne înveți pe noi să fim mai buni, noi toți. Ce mesaj ai pentru cei care intră pe platforma Ajut Eu și spun cum să o ajut eu pe Nicol? Păi aș vrea să ajute cu ceea ce pot. Cu acel puțin care poate pe cineva face fericit. Să te uiți în camera, are niște ochi absolut superbi. Absolut superbi. Toată ești foarte frumoasă și îmi place siguranța pe care o emani și văd în mama ta faptul că asta vă dă și dumneavoastră putere să mergeți mai departe alături de ea. Da, bineînțeles, dacă
Noi ne ajutăm reciproc, ne încurajăm reciproc. Ia-ntoarce-te să vezi, Nicol, ce e în timp ce vorbește mama. Bună! Hei, surpriză! Am vrut să zic așa, ho, 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 a venit moșu, dar a venit ursul. Hai să-i dăm. Vino să te strâng așa în brațe și eu să te strâng mult, mult, mult. Doamne, ce ochișori frumoși ai! Jur, ești foarte frumoasă. Așa e, Dima, că e frumoasă, frumoasă tare de tot. Mama, vino aici, peste cablu. Vino aici. Ursul, 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 ursul! Uite ce am pentru tine. Avem o trotinetă. Ți-o doreai, așa-i? Ți-o doreai? Da, mi-o doreai chiar foarte mult. Wow. Iar ursulică, să-l prinzi pe el, să doarmă cu tine și să aibă grijă de tine sau tu de el. Dima, hai să-i mai arătăm ceva, ce mai care e de aici. La Clara Rotescu. Tu ai spus că îți dorești foarte tare să ai rochi pentru banchet. Rochițe! Da, wow! Sunt wow? Da, nu am văzut. Clara, îți mulțumim tare de tot pentru că ai aflat ce își dorește. E ce trebuie? Da. Sunt talentale, să știi. Mulțumesc. Și... ia să vedem. Un rucsac. Wow, mulțumesc! Iubita mea, știi de ce se întâmplă asta? Pentru că meriți. Pentru că meriți tot ce e mai bun, iubita mea. Și da? Pentru că de Crăciun, mama noi de Crăciun, se întâmplă minuni. Să știi, să crezi în minuni. Eu chiar cred și așa e, să știi. Te înțeleg perfect. Vrei să-ți luăm îmi dai ursul? Da. Hai să-l luăm. Uite și rochițele. Ia, rucsacul. E al tău. Rochițele, le țin așa. Rochițele, ce ține-le tu, Dima. Da, le țin. Chiar nu mă așteptam. Ai încercat vreodată? Nu. Niciodată. Nu. Vrei să încercăm? Da. Te ajut eu. Haideți, încercați acum. Urmează Observator. Continuați să intrați pe ajuteu.ro. Alegeți-vă un caz și ajutăm împreună.